Campusul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Suceava a găzduit astăzi cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, campionatul județean de șah rapid pentru copii și tineri, ediția 1. Evenimentul a fost organizat de Club Sportiv Șah Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și rădăuților prin sectorul catehizare, tinereț și educație pentru viață. Cei 150 de participanți au fost organizați în 8 categorii, în deschiderea competiției directorii de turneu și cei 8 arbitri le-au prezentat juniorilor șahiști detaliile organizatorice și regulamentul. Am încercat împreună cu partenerii mei să organizăm competiții cât mai mari, să aducem jucători cât mai importanți ca să le insuflăm un model și celor mici și să-i atragem către șah. Am dat startul cu turneul de anul trecut de la lung, Cupa Orașului Câmpului Moldovenesc la șah rapid, apoi am continuat cu sprijinul Arhiepiscopiei cu Cupa Movileștilor la Vatra Dornei, care a fost un real succes. Iar în viitorul apropiat mai avem în plan să organizăm din nou ediția a doua Cupei Orașului Câmpul Moldovenesc și sperăm Cupa Movileștilor ediția a doua și așa mai departe. Este un campionat care a apărut ca urmare a parteneriatului între Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și cluburile sportive de șah din Suceava. Parteneriat început în luna mai acestui an prin Campionatul Național de șah rapid Cupa Movileștilor de la Vatra Dorni, disputat în data de 18 și 19 mai, care s-a adresat tuturor iubitorilor de șah din zonă. S-a simțit nevoia organizării unui astfel de campionat și pentru tinerii din județul nostru. Credem cu tărie că îi va ajuta pe acești tineri în momentele grele ale vieții să ia o decizie corectă care să-i ajute atât duhovnicește cât și profesional. În lupta pentru trofeu s-au înscris jucători legitimați la cele patru cluburi de șah din județ, Club Sportiv Municipal Rarăul Câmpulung Moldovenesc, Gambit Rădăuți, Club Sportiv Academica din Marginea și Club Sportiv Hong Hara Rădăuți, dar și elevi care au deprins tainele șahului în unitățile de învățământ sucevene în cadrul Programului Național de Formare Continuă Educație prin Șah oferit de Federația Română de Șah în colaborare cu Ministerul Educației. Educația prin șah este proiectul Federației Române de Șah în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Prin acest proiect, cadre didactice, învățători, sunt inițiați în tainele șahului de către specialiști din Federația Română de Șah. Aceștia, la rândul lor, vor putea pregăti copiii de clasele a 3 și a 4, unde șahul este materie opțională în școli. Noi așteptăm cât mai mulți copii să fie inițiați de către învățători, după care să vină către cluburile noastre să-i ducem la alt nivel. Majoritatea de cluburilor din țară au aderat la acest proiect Educație prin șac. Cu ajutorul cluburilor se organizează în diverse localități din România etape naționale ale acestui proiect minunat, la care iau parte câte 300-400 de copii. Pe parcursul întregii zile au fost disputate șapte runde, durata fiecarei partide fiind de 12 minute. Competiția a reunit profesioniști, pasionații ai domeniului, profesori, părinți și și elevi. Așa cui, ca și matematica, îi pune să gândească și îi dezvoltă foarte mult uh, mintiuța, să lucrează în mod serios. Și asta mă bucur și îi felicit pe colegii mei care sunt înaintea mea cu inițiative. Și-au reprezentat o pasiune, unor mai mult decât o pasiune, un mod de a te relaxa. Asupra mea am avut mai multe beneficii printre care răbdarea. Am învățat să fiu foarte răbdătoare. M-a mai ajutat să fiu și comunicativă. Un alt beneficiu a fost gândirea logică. Îmi place foarte tare gândirea așa critică, logică. Îmi place matematica, îmi plac științele exacte. al pentru mine înseamnă un șoc pentru minte. Și nu contează câte puncte ai sau dacă ai câștigat. Contează dacă joci. Și eu joc de patru ani. M-a ajutat foarte mult la învățătură și la școală. De exemplu, dacă citesc o dată lecție din caiet, am și învățat-o. Și mă face să rețin lucrurile mult mai ușor și să mă concentrez mult mai ușor. Cei mai buni trei șahiști la fiecare categorie au primit medalia de bronz, de argint sau de aur, împreună cu trofeul, precum și premii în bani.